Cei drept nu au fost foarte mulți bicicliști, dar oricum inițiativa este mai mult decât lăudabilă. Pedalează pentru sănătate, o acțiune desfășurată duminica trecută pentru a doua oară, a fost organizată de Sorin Dadiloveanu, președintele tinerilor social-democrați din Mihai Bravu. Am inițiat această acțiune în urmă cu o săptămână. Am pornit un demers pe Facebook pentru a pedala pentru sănătatea noastră. Încercăm să strângem pe fiecare săptămână, așa ne-am propus acest eveniment să devină săptămânal și să încercăm să strângem din ce în ce mai mulți participanți. Startul a fost dat așadar din Mihai Bravu, iar traseul a însemnat în mare parte și străbaterea rezervației științifice de Bujor din Parcul Național Comana. Ca în viitorul apropiat acest eveniment să ajungă și mai departe, de ce nu să primim oaspeți și din Giurgiu și din București, pentru că este un izvor de vitalitate acest mers pe bicicletă. De cel puțin o săptămână, eu știu, tinerii din Mihai Bravu trebuie să se orienteze și pe alte activități decât cele obișnuite de zi cu zi, cum ar fi calculatorul, eu știu, jocurile, școala o neglijează și trebuie să organizăm și aceste activități. Cum ți se pare traseul? Este super traseul. La acțiunea de duminică a participat și politicianul Dumitru Beianu, cel care a fost însoțit în călătoria cu bicicleta de fiica sa. A fost un traseu greu, ne-a mai spus Sorin Dadiloveanu. Au existat și peripeții din cauza unor pene la roțile bicicletelor, însă, per ansamblu, acțiunea a fost una reușită. Și, pentru acest lucru, Pedalează pentru Sănătate va continua, iar de la Valahia TV veți afla când veți putea participa și voi la o plimbare pe bicicletă prin frumosul parc natural Comana.